Nu o fie spectaculoasă din vari motive, dar aceasta este prima mea echipă în FIFA 23. Adică, mă rog, echipa aia care prinde primul Weekend League. În video de astăzi vorbim puțin despre echipă, tactici și apoi deschidem împreună Rivals Rewards din divizia 6. Așa că rămâi cu mine. Dar până să trecem la echipă, haideți să vă spun puțin povestea clubului. Ați cum mai bine de o săptămână de când m-am apucat de FIFA 23. Am 54.000, de, de conști, așa cum vedeți, și ceva investiții care aștept să se coacă, dintre care doi informi pe care i am un club pe care pot să-i dau cu 10.000 fiecare, deci undeva la 70 și ceva, 75.000 de coins. Clubul este mult diferit față de anul trecut. Anul trecut am avut foarte mult noroc la început, acum am avut deloc noroc la început. Ca să înțelegeți, tot ce am deschis de la pre-order, tot ce am deschis după aia din SBC-uri, din obiective, nu a picat absolut nimic peste 15.000. Am un singur jucător peste 15.000 și l-a luat dintr-un preview. În rest, nimic altceva. Mai mult decât atât, nu mi-a dat nici măcar un walkout. Deci nu am un workout în tot clubul, nici măcar în tradable, chiar dacă vorbim de jucător folosibil sau nu. Nici măcar un jucător bun care să-mi intre în echipă nu mi-a picat. Deci toată echipa este cumpărată. Și nu disper pentru că asta știu că este un joc pe termen lung. Știu că vorbim aici de un maraton, nu de un sprint. Știți povestea? Asta este echipa cu Mainan în poartă, Jesus Navas cu Araujo, Hernandez, Teo și Raum în stânga. Joc 4-2-2-2, am Mascherano CDM cu Barela, care este pe făraș și este pe picior de plecare, by the way. Așa, apoi am făcut ceva modificări aici, joc cu Sane pe stânga și cu Coreea pe dreapta, nu joc striker pentru că îmi place să am un atacant pe partea stângă care dă cu stângul, pentru că este agil și destul de fâșneț, Îl joc pe DIABI, atacant stânga, și pe Martinez, pe partea dreaptă. Dacă nu are sens, intru imediat puțin mai multe detalii când vă arăt și tacticile cu care joc în acest moment. După cum probabil observați, am această bijuterie Mascherano, l-am cumpărat 210.000, mi-am propus ca în acest an să joc cumva în orice etapă a jocului, să joc cu un jucător de la Barcelona, mă rog, past or present. Și Mascherano mi-a atras atenția că am sperat că este un Micante. Sincer, nu este un Micante, dar este ok. Nu este la fel de agil, mai să fie la fel de agil și rapid, probabil că este și puțin mai înalt, nu este la fel de agil, habar nu este la fel de bun, precum îl amintesc eu pe cante, dar îmi place, este, este foarte, foarte, bun și ține în ține mijlocul terenului, chiar dacă cumva în FIFA 23 parcă simt nevoia de a avea jucători ceva mai înalt, ceva mai solizi, probabil vor fi schimbări în echipă începând de săptămâna viitoare. Una din ele, cred că chiar se va întâmpla imediat după acest video în funcție de rewards, Barela, nu-mi place. Este mic, explosiv, cum l-o numi fiecare. Mă deranjează că nu am prezență fizică și mă deranjează faptul că greșește foarte multe pase. Și nu în ultimul rând, mă deranjează că are doar 3 stele skill moves și mai nou am descoperit un skill move care îmi place să-l folosesc în uh, atac în fața porții. În ultima vreme, ultimele meciuri l-am jucat pe acest Pellegrini în locul lui Barela, pentru că, sincer să vă spun, îmi place mai mult. Chiar dacă acest Pellegrini este probabil 3000 de coins, și acest Barela este probabil 40.000 de coins. Dar, it is what it is. asta din nou, poate datorită faptului că este puțin mai mare, mai masiv. Cu banii pe care am, 75.000 de coins plus banii pe Barela pe care o să-l vând cu siguranță, ar fi undeva la 110.000 de coins dacă am calculat corect, pe care am de găsit să să investesc după Weekend League. Nu mai fac schimbări înainte de Weekend League, nu neapărat pentru că echipa nu are nevoie, pentru că sunt câteva piese de aici pe care clar aș putea să le lucrez ușor, dar pentru că nu îmi place să fac schimbări fix înainte de Weekend League și să nu am timp nici măcar o secundă să dau niște meciuri ca să mă obișnuiesc cu echipa. Așa că joc cu echipa asta și după Weekend League, în funcție de ce pică astăzi din Rivals, în funcție de ce pică din Weekend League, fac schimbarea luni pentru toată săptămâna viitoare. Asta dacă nu cumva mă minunează ceva în rewardurile de astăzi și va trebui să schimb abordare. De aici îmi place foarte mult Arauho, este mult peste acest 83, arată bine, se mișcă bine, îmi place Mascherano și îmi place Martinez, culmea. Acum nu știu dacă este, n-am jucat cu un jucător mai bun de atât în atac, nu știu, dar până acum din tot ce am încercat vreo 5 atacanți, Martinez îmi place cel mai mult. Cel mai slab de aici este probabil acest Raum. Sincer, nu sunt încântat nici de măcar de Mainan, dar nu știu. Este vreunul dintre voi încântat de portarul lui, dacă da? Puneți-mi în comentarii care este ăla. Și cum ziceam, este foarte dificil să-ți faci o echipă că nu-ți pică absolut nimica. Și hai să vă arăt puțin și tacticile, trec rapid prin ele pentru că nu sunt fanul lor, în sensul că nu sunt nici cel mai bun pe gameplay, sunt mulți alți youtuberi mult, mult mai potriviți pentru mine să vă dea astfel de sfaturi, dar foarte mulți dintre voi mi-a șerut informații, cum joci Rivi, haideți să vă arăt, așa rapid, joc 3 tactici, una, toate sunt, nu, de fapt două sunt 4-2-2-2, una este 4-2-3-1-2. Asta este tactica pe care o joc 90% dintre timp, cu heavy on pressure on heavy touch, 4-5, deci este puțin mai narrow în atac pentru că nu-mi place să joc cu benzile foarte depărtat. Linia de fund este destul de ridicată deocamdată datorită faptului că ăștia joacă foarte mult cu trivela, cu șutul ăla, cu exteriorul care intră demențial din afara careului și încerc pe cât posibil să reduc chestia asta. Long ball am jucat tot anul trecut și acum testez direct passing, înainte îl lăsam pe standard, Mulți dintre voi uh, poate preferați pe Forward Runs. Mie nu-mi place că fug prea mult în față și eu n-apuc să-i... Uh, îmi place să trag eu. with pe offense este de 35. Ăsta era pe offense, ăla altul era pe defense. Ați înțeles voi. 7 jucători în box și aici corner și free kicks. spună nu demonstrez eu că înțeleg cum să bat cornerile astea și nu-mi iau niște jucători masivi, vinare, are sens să risc. Din punct de vedere uh, instrucțiuni, joc get in behind și stay forward pe amândoi atacanții. Joc come back on defense și get in the box for a cross pentru ambii jucători de bandă, cut passing lanes, stay back while attacking și cover center pentru primul, pentru cel încă mai defensiv. Pentru celălalt, cut passing lanes, uh, cover center, l-am pe balanced. M-am gândit la o adică să o pun și pe attacking, dar nu este momentul. Și uh, stay back while attacking cu overlap pentru cei uh, doi uh, jucători de pe laterale uh, apărări. E, și așa joc 99% din timp. Mai am o formulă pe care nu uh, o folosesc evident foarte des, constant pressure cu mai mult sau mai puțin aceleași atribute, doar că sunt puțin mai, mai wide și puțin mai agresiv, puțin prea agresiv. O folosesc doar când, nu știu, e minutul 75-80 și am două, două goluri de recuperat, este ultima mea încercare. Câteodată iese, câteodată îmi iau 5, da? Asta este. O folosesc foarte rar, cum ziceam, și mai folosesc acest 4-2-3-1... 2 de data asta testez asta cu 2 eu pentru că e mai wide. s ar putea să nu fie ce trebuie și să trească, să trec pe 4 2 3 1 simplu, dar uh, sunt în teste, cum ziceam, e la început. La început încerca să testați chestii, tactics, balanced, deci nu mă retrag decât din, mă retrag mai mult din formula de joc decât efectiv să am drop back sau ceva, nu vă recomand. Stau puțin mai deep, deci la la jumătate, să zic așa, balanced și long ball în continuare, dar nu mai n-am mai folosit direct passing și nici forward run. Aici mi-am pus comeback on defense pe toată lumea și pe Pellegrini sau Barela ce joc eu aici, stay back while attacking. De deci ce puțin mai defensivă și toată lumea vine și se apără. Cam asta este discuția. Asta e cu, cu tacticile. Din nou nu vreau să insist foarte mult pe ele pentru că sunt oameni mult mai potriviți decât mine pe partea asta, dar pentru că s-a cerut și voi ați vrut-o, Iacă, primele mele tactics în FIFA 23. Și nu mai pierdem timpul și mergem pe Rivals Rewards Season 1, divizia 6, -a, cum ziceam, am ajuns în divizia 6, n-am avut timp să joc mai mult de atât, oricum echipa mea este destul de slăbuță, avem opțiunea 1, 2 și 3, data trecută am luat opțiunea 1, mi-a părut rău că nu a picat absolut nimic, deși cred că este o opțiune foarte bună, dar norocul meu de pe acest cont anul ăsta mă face să mă gândesc la opțiunea 2 și 3. Opțiunea 2 Spune așa, tu prime gold players pack, tu jumbo premium gold de 26 pack și 2 jucători 82 plus, adică probabil 82 și 150 de qualifying points. Opțiunea 3 este la fel, la, mă rog, la jumate, dar îmi dă 15.000 de coins. Pentru mine cred că ar fi foarte util cei 15.000 de coins, dar voi presupune că voi reuși prin trading, mini trading ce fac. Acum mergem pe opțiunea a doua, pentru că nu pot să fac nici măcar un CBC că nu am jucători în club. Nu este absolut nimic și mă aștept de la toată nebunia asta să-mi pice măcar, nu știu, ceva rating mare. Nici măcar nu vreau nimic utilizabil, vreau doar ceva rating mare ca să pot uh, să fac un SBC. Poate-aș face chesie. poate-aș face Valverde, ceva. Și încep cu acest 82 plus uh, rated rare players. Nu-mi da 82, rog, măcar nu 82. Deci avem lights, deci avem sigur peste 83. Și avem 1,83 uh, Ricardo Pereira. Am cerut mai mult decât 82, am primit mai mult decât 82. 1,83 Hai să vedem dacă de data asta primim un 85 plus? O, ăsta e Suarez, a? Suarez 83, 4. 84 A fost mai mult, dar nu mult mai mult. 84 Suarez, cred că este singurul colorat din Libertadores care este. Walkout este board și peste 83. Jumbo Premium Gold 26 pack. Hai. Dă-mi primul walkout, te rog. Nici măcar nu știu cum arată, nici măcar nu este board. A. Ah. Inaki Williams. Care cred că a rămas cu două stele Wickfoot, nu așa? Deci în continuare nu e utilizabil. Absolut nimic. Dar jucători în club. Ia uite aici. Position modifier. Contract pack. Este tot ceea ce îmi doream. Ce avem aici? Ah, ce mă deranjează ta. Facem așa și dispare. Ok. Următorul Jumbo Premium Gold de 26. Fi bun. Jucători în club din nou. Ce avem? James 77. Nu erau așteptări mari, ce să zic. Dar mi-ai cu niște boards. Bernat, bla bla bla, jucător non-rare. Ok, nici măcar nu am mai dat ce mai era în partea alta. N-avem nimic duplicate. Prime Gold Players Pack. Ăstea sună bine. Simt, 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 simt. Go, 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 go. Avem 83 plus măcar. Walkout. Frankie! Primul walkout pe canal. Primul walkout din club. Like. Ok. și îmi place. Îmi place, îmi place. Va fi... Va fi titular. <laughs> Întrebarea este în weekend league-ul sau nu? Dar chiar îmi place. Și încă o dată ziceam, mai țineți minte cum am plâns fix acum 3 minute, cum că poziția aia e deficitară la mine echipă? Este Frankie cel care să umple acolo locul? Are 4 stele skill moves? Știe să șuteze? Mai e ceva în spate? Bruno Fernandes și el în spate. Care cred că și el este utilizabil, ca să fiu sincer. Haideți să uităm puțin. Deci high-medium, 4 stele skill moves, 3 stele weak foot. Nu este deloc rău. Are pace, bun dribbling. Haideți să vedem pasa. Short pass super bun, long pass super bun, vision super bun. Stamina 89, știe și să se apere. Dacă știa și să șuteze de la distanță, era perfect, dar îl facem noi să știe. Big dub va fi clar titularul meu, cât costă un. Ho, ho, ho. Vamos! Vamos! Asta da, asta da. Și Bruno cred că costă ceva. Un 30 și ceva de mii de coins chiar și Bruno costă și da, nu e rău, rezervă. Mai avem un pachet și sigur, sigur pică și din asta ceva. Mi-ar plăcea un fundaș dreapta. Mai întâi mi-ar plăcea... Barcelona, Visca Barcelona, Vizca Catalunia, Christensen 82, uite cum au ieșit ei la rampă. Hai un Renato Sanchez aici, să știm o treabă. No? N-avem. Hazard, Winchdale, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Dacă pentru weekendul ăsta sunt pregătit psihic pentru Weekend League, săptămâna trecută am tare stare în Squad Battles. Premiile mele din Elite le puteți vedea în acest video. Elite 1. Până data viitoare, vă salut!